Dați voi să enumăr numai niște credințe care nu sunt bune. Credințe rele. Omul crede, dar crede degeaba. Până la urmă, cu credința lui merge în iad. Dar spune, dar eu am credință și eu, nu numai tu. Uite, vă dau un exemplu. O hotărât Dumnezeu să nimicească 5 cetăți din câmpie. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoara. Și acolo era un om pocăit cu numele Lot. Și Dumnezeu îi drept, nu omoară pe cel bun împreună cu cel rău. Și-o trimis doi îngeri la Lot și-o spus, Lot, mâine dimineață aici plouă foc și pucioase și toți oamenii ăștia mor. Tu ești cu casa ta, pe cine mai ai? Fete, nevastă, gineri, nurori, scoate afară pe toți. Și spune Scriptura, în Geneza 19, că s-au dus la gineri și-au spus, măi băieți, mâine dimineață arde cetatea. Și ginerii nu i-au crezut că glumește. Eu le spun, oameni buni, nu tratați religia și pocăința ca pe o glumă. Că Dumnezeu nu glumește, vă știi? Noi ca oameni mai glumim, Dumnezeu nu glumește. Am un, în vremea lui Ceaușescu, am reparat vreo 10 ani locomotive. După aia am fost mecanic. Aveam un coleg de servici, ne adunam dimineața vreo 20 până spregătea lucru să plecăm. Unul spunea, bă, eu am băut sâmbătă, mi s-a rupt filmul, nu mai știu, m-a dus alții acasă. Alții spunea că am fost la meci, alții că am fost nu știu unde. Eu voiam să le spun ceva de pocăință, eram acolo singur în 30 și era unul cu numele Asavi Viorel. Mai mic decât mine era, mâncam cu el, lucram cu el, un băiat bun, avea 25 ani. Dar ori de câte ori îi spuneam de pocăință, el spunea, băi pocăitule, știi cum e cu pocăința? Eu am să fiu șef la iad. Eu am să fiu șef și am să te iau de urechi, am să te bag în smoală și am să te scot din smoală. Ăștia râdeau toți, bă, odată, din două ori, mă rugam, Doamne Iisuse, da? Chiar omul ăsta își bate joc de pocăință. Dar ce să-i faci? Om de pocăință. Odată am fost liber și când mă duc a doua zi, colegii toți erau speriați, maestrul meu, mai chiar din Botoșan, din Gorbănești, cu Gălnicean. Dar ce-i meștere? Bă, dragul, tu ai fost ieri liber. Asavi Viorel s-o suit pe o locomotivă cu aburi. Noi aveam și locomotive cu aburi în depou, dar erau trase sub firul de contact, sub rețea, remizate acolo. El a luat o șurubelniță, s-o suit ca să dea o placă de ce e jos, pe care scrie nu știu ce, și să o pui la el pe vestiar. Și când s-a ridicat în picioare, l-a electrocutat. O lua focul când sunt jos, eu spun, maestre, hai mă duc până la spital. N-a du-te. Am dat salopeta jos, am luat hainele bune, când mă duc, ajung pe hol. Spitalul mare, 50 de metri cât are, spitalul județean. Păi se auzeau niște răhnitim, de când n-ați auzit niciodată. M-am dus acolo în salon, el așa avea un cerșaf, așa, ca un cort, ca un coviltir. Era ars, atât. Se cunoștea venele, așa cum i-au avut carbonizate. Carne era cum prăjit voi în tigaie, carne, albă. Și eu l-am văzut. Și el m-a văzut, era conștient, îți spune, Dragoș, îți spun o întrebare. De ce trebuie să mor ars la 25 de ani și de ce tata meu a murit tot ars și tot la 25 de ani? Știți care a fost primul meu răspuns? Că noi suntem oameni și un pic răi. Am spus, Viorel, cum e cu iadul, cu raiul, cu smoala, că mă iei? Hai, nu mai râzi? Dar nu îmi permiteam, era prea mare. A spus, lasă, Viorel, acum sunt pastile, sunt ale fii. Omul ăsta a răhnit 9 ori, o rață în continuu. Mă duc la doctor, spune, măi, nu știu ce inimă are omul ăsta el. După 9 ore, după 9 zile, s-a pus jos în pat și a murit și mort a fost. El tot timpul face glume cu pocăința. Noi că suntem tari, avem de lucru, mai bem un șpriț, mai vine un cumătru, râdem de pocăiți. Numai când îi doare o măsea într-o noapte și umbli cu apă rece în falcă, nu-ți mai vine a râde. Ei, ginile ăștia lui Lot au crezut că socrul glumește. El credea. Dar el credea că Dumnezeu face glume. Eu sunt aici să vă spun. Nu glumiți cu pocăința. Nu glumiți cu sufletul vostru. Și nu glumiți cu judecata lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul pocăința. Amin. Amin.